Povestea lăcrămioară. Au fost odată ca niciodată un rege și o regină care au avut doi copii, o fată și un băiat. Erau amândoi foarte frumoși și cuminți, iar părinții îi iubeau precum lumina ochilor. Într-o zi aveau să conducă regatul. Copilașii însă nu se gândeau la răspunderea pe care o vor avea odată. Ei alergau cât era ziulica de lungă în grădina palatului, culegeau flori, cântau și se jucau veseli. Dar iată că într-o zi toată această veselie luă sfârșit. Fetița se îmbolnăvi și niciun doctor, vraci sau învățat nu-i găsi vreun leac. Slăbea de la o zi la alta și părinții parcă se stingeau deodată cu dânsa. Dar mai trist dintre toți era fratele ei, cel care își pierduse surioara cea dragă și prietena de joc. El se duse în grădină și lăsă să-i cadă lacrimi mari, amare. Dar ce să vezi, minune, lacrimile sale sincere de copil se transformară în niște floricele albe, delicate și frumoase. Așa au luat naștere lăcrămioarele, care în scurt timp împânziră grădina palatului. Văzând florile acelea delicate și parfumate, Doica adună un buchet mare și, punându-l într-o vază, îl duse în camera copilei. Parfumul lor o trezi pe fetiță din somn și, deschizând ochii, întrebă: "De unde sunt florile? Cine le-a adus? Nu avem în grădină asemenea flori. Când mă jucam pe acolo, nu le-am văzut. Cum se numesc?" "Seamănă cu niște lacrimi înșirate pe o tulpină." "Sunt lăcrămioare," spuse fratele ei intrând în odaie, "și sunt lacrimile mele, fiindcă nu ne mai jucăm împreună." Începând de atunci, fetița s-a vindecat, iar cei doi frați s-au bucurat în continuare de copilărie. Legenda Buburuzei. Au ieșit ghiocei albi, brândușele galbene și toporașii albaștri. Albinele își deretică stupul, că mâine vor să iasă la treabă. Mie izburdă pe pajiștile abia descolite de nea. În o gradă găinile scurmă și cotcodăcesc. Toată lumea are treabă, nimeni nu stă degeaba. Mângâiată de soare, buburuza cea mică și roșie a ieșit și ea din crăpăturile scoarței copacului, unde a stat pitită până atunci. A făcut ochii mari și s-a uitat în jur. Așa cum stătea pe scoarța cenușie a copacului, părea o fărâmă dintr-o piatră prețioasă roșie. Avea și scăpărări de rubin când o rază o mângâia pe spate. Buburuza s-a întristat. "Ce mică și neînsemnată sunt! Toate în jurul meu au un rost, numai eu nu, nimeni nu mă bagă în seamă." Zicând acestea, și-a desfăcut larg aripile, lăsându-se purtată de o boare de vânt. Așa a ajuns pe prispa unei case, iar de acolo pe mâna unui copil care se juca. "Bunicule," s-a bucurat copilul, "uite o buburuză, ce câză micuță și drăgălașă! I-o fi frig! Dar de acum gata, nu te mai necăji, buburuzo! Am să te încălzesc eu!" Și copilul a ridicat încetişor mâna către soare și a mângâiat cu drag stropul roșu care îi înflorea palma. Apoi a suflat încetişor asupra: "Hai, du-te, buburuzo! Încălzește-te la soare!"
S-a bucurat Bucuruza, a înțeles că mică și neînsemnată cum e, are și ea un rost pe lumea asta. E cea dintâi gâză care anunță primăvara. E, cum s-ar zice, o vestitoare curajoasă. Legenda regelui Negas. Cu mulți ani în urmă trăia în Frigia un rege care era și avar și lacom. Se numea Midas. Într-una din zile, regele îl găzdui pe Silenos, care făcea parte din cortegiul zeului Dionisos, care călătorea din Tracia spre Frigia, fiindcă se rătăcise. Dionisos îi spuse regelui că îi îndeplinește orice dorință, drept răsplată pentru că s-a purtat bine cu Silenos. Midas se gândi îndelung, oare ce putere miraculoasă îl putea face și mai puternic, și mai bogat. Lacom de bogății, într-un sfârșit, îi spuse că își dorește ca orice atinge să se transforme în aur. Fie, spuse Silenos și îndeplini dorința. Midas atinse scaunul și acesta se transformă în aurul cel mai pur. Își atinse centura, hainele, un vas, o statuie, toate se transformară în aur. A început să fugă peste tot prin palatul lui și totul devenea de aur, mobilele, pereții, tot ce se găsea acolo. Midas era foarte fericit, dar mai târziu se făcu foame. Se așeză la masă, dar orice ducea la gură se transforma în aur. Din cauza lăcomiei lui va muri de foame și de sete, gândi Dionisos în sinea lui. Doborât de foame și sete, Midas i-a cerut atunci lui Dionisos să-l scape de darul său împovărător, deși acesta îl îmbogățea din ce în ce mai mult. Zeul Dionisos l-a îndemnat. Du-te de te scaldă în apele Pactolului. Așa vei scăpa de acest dar. Regele Midas îl ascultă și se scăldă în apele Pactolului. După ce s-a scăldat, Midas a redevenit muritor de rând. În schimb, spune legenda, apele în care s-a scăldat au rămas de atunci bogate în nisip aurifer. Ca albă și spiriduși. Odată, un om a ajuns până la polul nord și a prins un pui de urs polar. A vrut să-l ducă în dar țarului. Pe drum, în pădure, l-a prins noaptea și a căutat găzduire la pădurar. Te rog, găzduiește-ne peste noapte, spuse omul, fiindcă nu avem unde nopta. Este în regulă, da, trebuie să te mulțumești cu un loc mai mic. Nu foarte confortabil, pentru că vom fi mulți, îi răspunse pădurarul. În data de 5 aprilie este ziua spiridușilor pădurii, a trolilor și, din păcate, distracția are loc în casa mea. Așa că omul s-a adăpostit în cămară, iar ursul se băgă sub laviță și adormiră. Seara sosiră trolii. Erau foarte mulți și erau de toate formele și mărimile. Se vânzoleau încoace și încolo, făceau hărmălaie, întocmai ca și copiii când se distrează. Unul dintre ei zări blana albă a ursului și a crezut că este o pisică albă. Atât l-a zgândărit trăgându-l de mustăți, de urechi, de blană, până când ursul furios
Ieși de sub laviță, gata, gata să-i înhațe, iar trolii speriați o luară la fugă. În anul următor, înainte de a se hotărâ să se adune iar în casa pădurarului, l-a întrebat dacă mai are pisica cea mare. Bineînțeles, îi prostia acesta, iar între timp i s-au născut 7 pisoi care sunt chiar mai mari și nemiloși decât aceasta. Nu mai are rost să vă spun că trolii nu au mai apărut niciodată în casa pădurarului, de frică să nu-i mănânce pisica cea mare. Ionică Uriașul devine tăietor de lemne. Ionică Uriașul s-a angajat tăietor de lemne, însă nici măcar în prima zi nu s-a dovedit a fi foarte harnic. Dimineața, când ceilalți muncitori l-au trezit să meargă în pădure, el nici măcar nu s-a ridicat din pat. Luați-o înainte, spuse el somnolos. Vă ajung eu din urmă. Când în sfârșit se dădu jos din pat, își pregăti prima dată o supă. Abia apoi porni în pădure și smulse din rădăcini 2 copaci, cei mai mari pe care îi găsi, pe care îi puse în căruță, de parcă erau numai niște surcele. Pe drumul de întoarcere, într-o vale adâncă, mai multe trunchiuri de copaci îi blocau drumul. Ionică, văzând acestea, nu stătu pe gânduri, ci a ridicat căruța împreună cu încărcătura și cai deasupra capului și o trecu până în partea cealaltă a văii. Acasă stăpânul a fost foarte mulțumit când a văzut că el s-a întors înaintea celorlalți cu 2 copaci imenși. Ionică nu stătu să-și aștepte colegii de muncă pentru a sta la taclale cu ei, ci se duse la culcare. Când ceilalți s-au întors de la muncă, au început să se plângă stăpânului de Ionică. Ionică doarme și acum, spuseră ei. Într-adevăr, dar în timp ce dorme a tăiat 2 copaci, spuse stăpânul, arătându-le copaci. Pentru ceilalți muncitori era de muncă la pădure, dar pentru Ionică vorba aceea. Mare lucru la pădure, tai, încarci, legi și pleci. Lupul și vulpea. Lupul o angajă pe vulpe ca servitoare. Săraca vulpe nu mai putea să suporte stăpânul, numai că acesta era mult mai puternic decât ea, așa că nu avea de ales și trebuie să îl slujească mai departe. Du-te și adu-mi ceva de mâncare, îi porunci stăpânul. Dacă nu, te voi mânca pe tine. Vulpea fura când o oaie din o gradă, când omleta pusă la răcit pe pervazul ferestrei, dar de fiecare dată avea grijă să nu o vadă nimeni. Toate ar fi fost bune și frumoase dacă în marea ei lăcomie nu plecă chiar lupul la furat. A fost văzut și altoit bine, chiar el a dat vina pe vulpe și se supără pe ea. Într-una din zile îi spuse vulpii, vulpe, adu-mi ceva de mâncare sau te înghit pe tine. Vulpea răspunse, este aici aproape o pivniță a unui gospodar. E plină cu tot felul de bunătăți, salam, șuncă, cașcaval, ți-o arăt unde este. În regulă, spuse lupul, dar nu mai vreau surprize, așa că vei veni cu mine. Printr-o deschizătură îngustă intrară amândoi în pivnița gospodarului. Lupul lacom se aruncă asupra mâncării, dar vulpea, în schimb, tot intra și ieșea prin deschizătură, pentru ca în caz de pericol să o poată lua la fugă. De ce îți pierzi vremea în loc să mănânci? Întreba batjocoritor lupul. Eu de aici nu plec până nu mă satur. Chiar în acel moment,
coborând pivniță gospodarul cu o bâtă, pentru că deveni bănuitor auzind zgomotele venind din pivniță. Vulpea, care era mlădioasă ca la începutul venirii, reuși să fugă cu iscusință. Lupul, în schimb, pentru că avea burta prea plină, nu a mai încăput prin deschizătură, iar gospodarul îl altoi rău de tot cu bâta lui. Îngerul păzitor al birjarului. Un om se întorcea de la târg. Fusese să-și cumpere de alegurii și avea căruța încărcată. Bietul măgăruș de-abia o ducea. La un moment dat începu o ploaie deasă, de ziceai că toarnă cu găleata. Omul grăbi măgarul pentru a ajunge mai repede acasă, dar cărarea se umplu de apă de nu mai vedeai pe unde mergi. Măgarul înainta tot mai greu. Cărarea se transformă într-o mocirlă, iar căruța se afundă într-o groapă. Dar fiindcă era prea încărcată, degeaba se opinti măgarul, degeaba suduia birjarul, că nu reușiră să se urnească. Birjarul tot lovea animalul, îl biciuia peste spate, aproape lăsându-l fără piele, dar nu obținea nimic. Atunci chemă în ajutor îngerul lui păzitor și promise că va aprinde o lumânare în cinstea lui. Înainte de a porni să cauți lumânarea, se auzi o voce: încetează cu biciuirea măgarului tău și dă-te jos din căruță ca să fie cât mai ușoară. Apoi caută bolovan și astupă groapa. Prinde bucata aceea de lemn și folosește-o ca pârghie. Birjarul urma înmărmurit indicațiile date de voce. Când mână din nou măgarul, căruța ieși cu ușurință din mocirlă. S-a întâmplat o minune, striga el transpirat din cauza efortului. Vezi, bubui vocea, chiar tu ai făcut minunea. Ajută-te că și Domnul te va ajuta. De atunci, omul nu a mai bătut măgarul, iar când căruța era încărcată, mergea pe lângă aceasta. Dar nici nu mai aștepta ca îngerul păzitor să facă minuni, ci își punea mintea la lucru. Ținuse minte sfatul îngerului. Leul și iepurele cel bătrân. În pădure trăia odată un leu fioros, care ținea în teroare toate animalele. Supușii lui au căzut la învoială cu el. Regele animalelor trebuia să se mulțumească cu o singură masă pe zi. În schimb, victima îi se preda singură. Așa regele nu mai trebuia să se chinuie cu vânătoarea, iar ei nu trăiau cu frica în sân, fiindcă nu știau când le vine rândul. Toate erau așa cum le-a fost înțelegerea până când veni rândul iepurelui, cel bătrân și viclean. Ajunse din timp în fața leului, dar se prefăcu că rămâne fără aer din cauza alergăturii. Venind încoace, spuse el abia suflând: am fost urmărit de un leu, numai datorită picioarelor mele, care sunt sprinte, ne-am scăpat. Un alt leu? Spuse regele animalelor, înfuriat la culme că ar putea avea un rival. Unde este? Întrebă el. La lac! Este mare, tânăr și mai puternic. Aș spune chiar mai curajos decât tine, dacă a îndrăznit să râvnească la masa ta. Asta trebuie să văd cu ochii mei. Du-mă acolo! Îi arăt eu cine este stăpân aici, să mă înfrunte dacă are curaj. Animalul, înfuriat, îl urmă pe iepure la lac, iar acolo, în apele lacului, văzu un leu. Pe loc se arunca asupra lui.
Așa s-a făcut că un iepure, fără apărare, a învins un leu fioros care se credea cel mai puternic. După cum spune și zicala, mai multe obții cu istețimea decât cu forța. Prințul Broască. O tânără și prea frumoasă prințesă se juca pe malul unui râu, alergând după fluturi și scăpădia de manapă. Începu să plângă așa de amarnic, încât broaștelor de pe mal îi se făcură milă de ea. Un broscoi urât care stătea în apă o întrebă: ce-mi dai dacă ți-aduc diadema înapoi? Prințesa-i promise că îi dă atât aur cât își dorește. Eu nu-mi doresc decât să rămân cu tine și să fiu prietenul tău. Prințesa-i promise, iar fi promis orice numai ca să-și primească diadema înapoi, dar nici prin gând nu-i trecea să-și țină promisiunea. De îndată ce primi diadema înapoi, fugi spre casă, iar broscoiul, cu toate că nu o putu ajunge din urmă, se luă după ea până la palat. Prințesa, când îl văzu, se sperie și ceru ajutorul tatălui ei. Tată, tată, scapă-mă de broscoiul ăsta, strigă prințesa. De ce se ține după tine? Întrebă împăratul. Oac, oac, mi-a promis că dacă-i aduc diadema, voi fi prietenul ei, răspunse broscoiul. Împăratul, după ce află ce s-a întâmplat, îi porunci fetei lui să își țină promisiunea. O promisiune e mai rea ca o datorie, spuse împăratul. Va trebui să-ți ții promisiunea făcută. Fata prinse cu două degețele broscoiul, dar îl aruncă imediat pentru că îi se făcu scârbă de el. Dar până și această scurtă atingere a fost de ajuns ca să rupă vraja, iar broscoiul cel urât s-a transformat într-un prea frumos prinț. Nici nu mai trebuie să vă spun că și de data aceasta povestea s-a terminat cu o nuntă ca în povești. Pista și lepădă. Într-una din zile, gâsca și lepăda au fost cumpărate împreună din piață. Au ajuns în lacul unei mari vile. Amândouă îi aduceau bucurie stăpânului de câte ori acesta le vedea. Lebăda îi bucura ochii și urechile datorită aspectului ei frumos și cântecului ei minunat, iar gâsca îi promitea o masă copioasă datorită gustului deosebit al cărnii ei. Cele două păsări trăiră mulțumite și împăcate, fiind cele mai bune prietene timp îndelungat. Cât era ziua de lungă, notau pe apă maiestoase. Stăpânul venea întotdeauna cu musafirii lui la lac pentru a le admira pe cele două păsări și a le da bucățele de pâine. Era o plăcere să le privești cum alunecau pe oglinda lacului. Veni și ziua când stăpânul porunci să-i fie friptă gâsca, pentru că avea la cină musafiri importanți. Bucătarul merse la lac să o prindă pe cea care trebuia să bucure gustativ musafirii, dar în acea zi era destul de beat și din greșeală prinse lebăda. Aceasta, văzând cum cuțitul se apropia de gâtul ei, începu să cânte unul din cele mai tânguitoare cântece ale ei, care îți rupeau sufletul. Bucătarului
i se făcu așa de milă că nu a putut să taie lebăda și i-a dat drumul pe lac. Atunci și-a dat seama că, din neatenție, în loc să prindă gâsca, a prins lebăda. Asta ne învață că cine se pricepe să mânuiască cu iscusință cuvintele, reușește să scape și din situațiile care sunt fără ieșire. Micul porcar. Un prinț a vrut să o ceară în căsătorie pe o prințesă. I-a trimis cel mai frumos dar cu putință, un trandafir și o privighetoare. Toată lumea a fost uimită de darul, numai prințesa era nemulțumită. Trandafirul este viu, nu din argint, iar privighetoarea nu este de jucărie și nu are arc. Trandafirul se veștejește dacă nu-i pun apă proaspătă în fiecare zi, iar privighetoarea moare dacă nu-i dau de mâncare și apă de băut. Of, cât efort să le îngrijesc! Prințul a fost respins, dar el nu se dădu bătut. Se gândi să-i dea o lecție prințesei, iar pentru asta se îmbrăcă în haine simple, dându-se porcar, și se angajă la curtea împăratului. În timpul lui liber, cioplea diferite lucruri ciudate, iar prințesa mura de curiozitate să afle ce sunt acestea. Află că porcarul cioplea o oală care avea niște clopoței pe margine și când apa fierbea, se auzea clinchetul lor. A vrut să o cumpere cu orice preț. Porcarul îi spuse că o dă numai dacă primește un sărut, iar prințesa, auzind aceasta, nu stătă mult pe gânduri. Împăratul o văzut pe prințesă cum se săruta cu porcarul, făcu un scandal mare și vrut să-l alunge pe porcar de la curte, dar când îi spuse că el de fapt e prințul care i-a trimis trandafirul și privighetoarea, prințesa se hotărâ să se căsătorească cu el. De data aceasta, prințul a fost cel care o respinse spunând: de la un prinț, ți s-a părut puțin să primești un trandafir și o privighetoare, dar unui porcar i-ai dat un sărut pentru o oală cu clopoței. Păstrează-ți oala și rămâi nemăritată! Cizmarul își iubea foarte mult fata, de aceea, ori de câte ori o zărea, începea să cânte de bucurie. Dar fata, în schimb, se pare că era mută. Nimeni nu auzise vreodată spunând un cuvânt, iar vecinii o numiră pasărea care nu cântă. S-a întâmplat ca odată fiul împăratului să se îmbolnăvească. Chemară doctorii, dar aceștia nu putură face nimic. Apoi au chemat zânele, iar una dintre ele le spusese că va fi vindecat de către pasărea care nu cântă. Nimeni nu știa despre ce pasăre poate fi vorba, dar împăratul a trimis soli în toată țara ca să o găsească și să o aducă la palat. A auzit despre asta și cizmarul și a luat fata de mână și a dus-o la palatul împăratului. Aflându-se înainte acestuia, cizmarul spuse: fata mea este pasărea care nu cântă. Este vrednică să îngrijească de fiul măriei tale. Dar împăratul, când a văzut că i-a fost adus altceva decât o pasăre, a poruncit ca cizmarul și fata lui să fie aruncați în temniță. Atunci prințul oftă: au închis în colivie pasărea care nu cântă, iar în temniță fata, pentru prima dată în viața ei, a început să cânte.
pasărea care nu cântă zboară în copacul cel mai înalt, își face cuib acolo și vorbește în continuu perechii sale. De îndată ce auzi acestea, împăratul o eliberă pe fată. Prințul se vindecă fiind îngrijit de ea și făcură o nuntă mare care a ținut 40 de zile și 40 de nopți. Iar eu cred că ei trăiesc și astăzi fericiți. Este adevărat. Găinușa cea moțată își primenea penele cu ciocul și din greșeală își smulse o pană. Încă una, suspină ea, dacă voi continua așa, mă urâțesc de tot, nu voi mai avea penele ca înainte. Vecina ei, găina roșie, înțelese greșit și povesti astfel unei alte găini. Este cineva printre noi care vrea să fie mai frumoasă decât noi și își smulge toate penele. Auzi asta, bufnița. Taci, o potolicioara, nu în fața copiilor, dar zbură deja să le povestească altora. Ați auzit? Una dintre găini și-a smuls toate penele numai ca să-i placă cocoșului. O să fac aprindere la plămâni dacă va mai putea trăi după aia. Despre această întâmplare deja gângurau și porumbei, iar până când povestea ajunse la rândunică și de la ea la Liliac, se făcu și mai pompoasă. Când ajunse înapoi în ograda găinilor, era vorba despre 5 găini care și-au smuls penele una alteia în bătaia iscată pentru cocoș. Găinușa cea moțată nici nu-și putea închipui că întâmplarea avea legătură cu ea. Ce comportament scandalos din partea lor, strigă ea. Așa ceva nu s-a mai pomenit până acum. Oare care au fost cele 5 care s-au bătut pentru cocoș? Se întrebau toate orătăniile din ogradă. Noi de ce nu le-am văzut? Nimeni nu știa să dea răspunsul. Vorba proverbului: ascultă tot, dar nu crede tot. Porunca țarului. Într-o țară îndepărtată avusese loc o răscoală. Răsculații pierduseră, iar conducătorul lor fu prins. Țarul îl închise în temniță pe conducătorul răscoalei, iar fata acestuia se duse la țar ca să ceară eliberarea lui. Fata era tânără și frumoasă, dar țarul nu se lăsă impresionat. Îl eliberez pe tatăl tău și te iau și pe tine de soție, spuse fetei, dacă vei face ce-ți spun eu. Dar dacă nu, atunci tatăl tău va muri, iar tu te vei căsători cu grăjdarul. Așa să fie, spuse fata. Ce trebuie să fac? Trebuie să vii la mine, nici îmbrăcată, nici dezbrăcată, nici pe jos, nici călare, să-mi aduci un dar și nici să nu-mi aduci. Fata plecă gândindu-se la ce are de făcut. Nu era doar tânără și frumoasă, era și isteață pe deasupra, iar ceea ce îi ceruse țarul nu era imposibil. A doua zi se înfățișă înaintea țarului. Avea pe ea numai o plasă deasă de pescar, așa că era și îmbrăcată și dezbrăcată. Stătea călare pe un iepure, așa că nu era nici pe jos și nici pe cal. În mână ținea o prepeliță, pe care când ajunse în fața țarului, o lăsă liberă, deci îi adusese un dar, care nici nu era dar. Țarului îi plăceau oamenii deștepți și curajoși. Își
ținu promisiunea. Îl eliberă pe rivalul lui cel curajos, iar pe fata cea deșteaptă o luă de soție. Pălăria lui Hanako. Hanako, fata samuraiului, era nevoită să poartă o pălărie ascuțită de tot râsul care îi acoperea toată fața. Tatăl ei o pusese pe cap înainte de a muri. De atunci nimeni nu a putut să-i scoată ciudata acoperitoare de pe cap. Lumea râdea de Hanako din cauza acelei pălării, până când într-o zi Hanako se însătură de batjocura oamenilor din satul ei și plecă în lume. După ce merse cale îndelungată, ajunse într-un oraș mare. Kyoto era capitala imperiului la acea vreme, iar familia regală trăia aici. Pentru ca să aibă din ce trăi, se angajă în serviciul prințului ca servitoare. De data asta, colegii ei servitori râdeau de ea și erau răutăcioși. Într-o zi, prințul o găsi toată în lacrimi pe fată. Auzi povestea și așa de tare o compătimi, că o luă de mână, ducând-o în sala tronului, în fața împăratului, și ceru voie acestuia să o ia de soție. Nu se poate căsători un nobil cu o servitoare, răspunse indignat împăratul. Nu e de rangul tău? Hanako, deși stătea în genunchi și cu capul plecat în fața împăratului și nu scotea o vorbă, a fost considerată vinovată și alungată din palat. Tocmai ieși din sala tronului, când pălăria acea mare căzu de pe capul ei și toată lumea putu vedea frumusețea uimitoare a fetei. Iar toate bijuteriile care se găseau în cutia de pe capul ei se împrăștiară pe jos. Unul dintre miniștri o recunoscu ca fiind fata samuraiului, așa că după toate acestea, Hanako se putea căsători cu prințul care avea acordul împăratului. Floarea de măr și cutia. Era primăvară, iar mărul din grădina castelului era înflorit și plin cu flori albe. Trecu pe acolo contesa cu alaiul ei și fu fermecată de frumusețea florilor. Ia priviți, spuse ea, ce frumusețe de flori! Vreau și eu o crenguță înflorită. Un servitor se grăbi să-i îndeplinească dorința, a tăiat o creangă din mărul înflorit și a așezat-o într-o prea frumoasă și prețioasă vază din salonul ei. Creanga de măr era foarte mândră de soarta ei, pe care o obținuse datorită frumuseții. Prin fereastră vedea florile de pe câmp și cele din grădină și simțea milă pentru ele, pentru neînsemnătatea lor. Cel mai tare compătimea păpădia, pentru că rupeau copiii și pufii ei dispăreau la cea mai ușoară suflare, iar ea rămânea golașă și vulnerabilă. Îi mai era milă și de celelalte flori, că erau mai urâte decât ea, dar pe de altă parte, era foarte mândră de frumusețea ei și de faptul că se afla într-o vază prețioasă din salonul unei contese. În schimb, ea uitase că soarele încălzește la fel de tare și asupra ei ca și asupra florilor de pe câmpie. Într-una din zile, contesa aduse niște păpădii și le puse în aceeași vază cu creanga de măr.
azi am să pictez. Vreau să surprind frumusețea simplă a florilor de câmpie, înainte de a li se scutura pufii, spuse ea adresându-se doamnelor de companie. Sunt tare frumoase, spuse una, dar toată grădina e frumoasă, o mare de flori, parcă a coborât curcubeul peste ele, spuse contesa. În acel moment, florile de măr se îmbujurară puțin, fiind cuprinse de rușii. Pantofii găuriți de dans. Ce enigmă! În fiecare seară, prințesa era închisă în camera ei, dar dimineața pantofii ei erau găuriți, iar ea era foarte obosită. Împăratul promise o recompensă mare celui care reușea să rezolve enigma. Mulți și-au încercat norocul, dar degeaba. Într-un sfârșit se prezentă un tânăr care cu ajutorul pelerinei lui putea deveni nevăzut. Pelerina o primise de la nașa lui, care era zâna secretelor. Seara tânărul se ascunse lângă patul prințesei, care, bineînțeles, nu îl putea vedea. În mijlocul nopții, prințesa, ca și o somnambulă, se dădu jos din pat, ținând ochii închiși, și dispăru printr-o ușă secretă care se deschidea în perete. Tânărul o urma fără să stea pe gânduri. Au trecut printr-un tunel secret și au ajuns la un palat luminat ca și ziua. Prințesa era așteptată de către prințul nopții. Imediat ce ajunse aceasta, începu dansul. Când se crăpă de zor, prințesa se întoarse în odaia ei și se puse în pat, iar când se trezi, ca de fiecare dată, nu își amintea nimic, dar era foarte obosită. Tânărul, în schimb, îi putu spune împăratului toate cele petrecute. Acesta își putu da seama că prințesa se află sub puterea unei vrăji. O chemă pe zâna secretelor nașa tânărului să o elibereze de sub stăpânirea prințului nopții. Aceasta spuse că fata va fi eliberată de vrajă doar în clipa când se va căsători. Împăratul dădu poruncă să se facă pregătirile de nuntă chiar în acea zi, iar zâna secretelor le dărui prințesei și finului ei dragoste unul față de alt. Ivan, arcașul și prințesa. Ivan era un arcaș atât de iscusit că țarul îi încredința lui cele mai complicate îndatoriri de luptă. Drept răsplată, îl avansa de fiecare dată în grad, așa că Ivan, cu toate că era foarte tânăr, ajunse deja general. Într-una din zile veniră la țar ceilalți generali care îi strecurară în suflet îndoiala că Ivan nu îi este atât de loial pe cât se arată și că, de fapt, acesta uneltește împotriva lui vrând să îi ia locul. Așa că țarul îl chemă la el pe Ivan și îl însărcină cu o nouă misiune, cu gândul de a scăpa de el. Generale Ivan, am pentru tine o sarcină importantă. Tu va trebui să mergi ca sold din partea mea și să o convingi pe prințesa Vasilisa să-mi devină soție. Dar dacă răspunsul ei va fi un refuz, va trebui să o răpești și să o aduci împotriva voinței ei. Ivan urni la drum, dar știa prea bine că era o situație fără ieșire. Auzise de prințesa Vasilisa și de faptul că cine o cerea de soție
era supus unei probe. Până acum nu trecuse nimeni de proba dată, iar prințesa cu siguranță că nu va accepta ca altcineva să dea proba în locul pretendentului la mâna ei. Iar de răpire nu putea fi vorba. Prințesa era bine păzită, dar nici de întors fără prințesă nu se putea întoarce. Ce va fi, va fi, se gândi Ivan. Am să încerc totuși să o conving. Ajuns în fața prințesei, îi spuse din partea cui vine și cu ce gânduri. Dar prințesa spuse: ai auzit până acum de mine, deci știi că așa ceva nu e posibil. Dar dacă vrei, poți să-ți încerci norocul și să lupți pentru a-ți fi soție. Ivan acceptă provocarea și ieși învingător. Se căsători cu prințesa și au trăit fericiți. Globul de cristal. A fost trimis un minunat glob de cristal cadou mare lui împărat al Japoniei, dar chiar pe drum se iscă o mare furtună pe mare. Vaporul se scufundă. Împăratul trimise cei mai buni scufundători ai lui să caute globul, dar nici unul nu reuși să-l găsească. Apăru în schimb o femeie firavă și micuță, cu copilul agățat de ea. Se rugă de gărzi să o lase să se înfățișeze înaintea împăratului. Dorea să încerce și ea să găsească globul de cristal. Împăratul o întrebă: de ce vrei să-ți săriști viața căutând globul de cristal? Stând în genunchi și cu capul plecat în fața împăratului, femeia răspunse: stăpâne, dacă primesc recompensa pentru glob, îl voi putea trimite la școală pe fiul meu, Kamatari, să devină samurai. Împăratul, impresionat de curajul ei, spuse: având o mamă atât de curajoasă, băiatul tău va fi un bun samurai, îți dau voie să încerci. Părea imposibil ca tocmai o femeie să poată găsi globul de cristal. Femeia înfășură în jurul ei o funie și se aruncă în adâncuri. Se lăsă până la fundul mării, unde se găsea palatul balaurilor. Ea se gândi că globul de cristal a fost furat de către aceștia. Prinzând globul între mâini, începând să se spre suprafață, agățându-se de funie. Dar fiarele mării au atacat-o, iar ea ascunse globul de cristal în sân. Când au reușit să o tragă la suprafață pe femeie, au găsit globul la sânul ei. Împăratul se ținu de cuvânt, iar curajoasa femeie reuși să-și trimită băiatul la școala pentru samurai. Acesta, devenind unul dintre cei mai buni. Lupul și cei 7 iezi. Într-o zi, mama capră a trebuit să plece de acasă și și-a lăsat cei 7 iezi singuri. Înainte de a pleca, mama își atenționa iezii să nu cumva să lase înăuntru pe lupul cel rău, oricât de mult ar încerca el să-i convingă. Așa că, atunci când lupul bătu la ușă și le spuse iezilor că el este mama lor care s-a întors, iezii nu s-au lăsat păcăliți. Nu e adevărat, tu ești lupul cel rău, au răspuns ei. Mama noastră are vocea subțire și suavă. Lupul nu se dădu bătut. A mâncat miere ca să-și subțieze vocea, dar degeaba. De data aceasta, laba cu blană neagră, cu care le dădu cadourile iezilor, întrădă.
Lupul după aceasta se duse la brutar și cu aluatul primit de la el își acoperi laba. De data aceasta iezii se păcăliră. Au crezut că mama lor s-a întors. Au deschis ușa, iar lupul, într-o clipită, i-a înghițit pe toți. În afară de unul singur care a avut timp să se ascundă în dulap. Aflând ce le-a întâmplat, mama capră s-a gândit că iezii încă mai erau vii în burta lupului și porni de îndată în căutarea lupului. Îl găsi tolănit sub un copac. Lupul cu burta plină a țipise. În burta lui se vedeau ca 6 dâmburi cele 6 capete ale vieților. Mama capră tăie cu foarfeca burta lupului și își scoase pe rând toți iezii. În locul lor puse pietre și cusună apoi burta lupului în așa fel că hapsânul de el nu simți nimic. Când s-a sculat și s-a dus la pârâu să bea apă, din cauza pietrelor își pierdu echilibrul, căzu în apă și se înnecă. Cei 7 iezi crescură devenind puternici și le crescură coarne pe măsură pentru a se putea apăra de lup. Jorinda și Joringelo. Jorinda și Joringelo se iubeau și doreau să se căsătorească. Odată au pornit la plimbare în pădure, dar s-au rătăcit. Zărind în depărtare un castel, tânărul spuse: "Uite!" "Cuic, cuic!" auzi el răspunsul. S-a întors și în locul miresei lui văzul lângă el o privighetoare. Puțin mai sus zbura o bufniță. Bufnița a trecut prin spatele unui copac și a apărut sub forma unei bătrâne urâte și gârbovite. Joringelo își dădu seama că este o vrăjitoare și se rugă de ea să-i o dea înapoi pe iubita lui. A plâns, a implorat, dar fără niciun rezultat. Nu îi rămânea altceva de făcut decât să rămână pe lângă castel, fără să-și piardă speranța. Într-una din nopți, în vis, îi apăru o zână, care i-a arătat o floare roșie. În zori, Joringelo a început să caute floarea și găsi un trandafir între ale cărui petale străluceau picături de rouă. Era trandafirul dragostei, care avea puteri magice. Cu ajutorul lui, tânărul reuși să intre în castel și ajunse într-o cameră care era plină cu colivii. Joringelul își dădu seama că toate erau fete transformate în păsări. Dar cum o va găsi el între atâtea păsări pe Jorinda lui? În timp ce o căuta pe iubita lui, văzu cum vrăjitoarea încerca să scape din încăpere, ținând în mână o colivie. Joringelo, dintr-o săritură, fu lângă ea. Aceasta căuta să scape. Tânărul o atinse pe vrăjitoare cu trandafirul și aceasta își pierdu puterile. Vraja s-a rupt, iar păsările s-au transformat înapoi în prea frumoase fete. La fel se întâmplă și cu Jorinda, care, bucuroasă, îl îmbrățișă pe Joringelo al ei. Moara fermecată. În moara cea veche se petreceau lucruri ciudate. Oamenii ei presupuneau că acolo locuiau niște stafii. Nimeni nu află ce se întâmpla cu adevărat, pentru că oricine încerca să stea acolo o noapte, dimineața era găsit mut de frică. Morarul era necăjit pentru că nimeni nu vroia să lucreze la el.
De aceea mare-i fu bucuria când într-una din zile apăru un băiat care auzise despre cele întâmplate până atunci cu alți ucenici și nefiindu-i frică dori să se angajeze la el. Noaptea, de îndată ce se întinseră pe laviță, morarul a dormit, dar tânărul nu. La miezul nopții ușa se deschise de la sine, lumina s-a prinse și o masă plină de bunătăți intră prin ea. În jurul ei stăteau oaspeți nevinsuți, care mâncau cu mare poftă. Băiatul vedea cum obiectele, căni, farfurii, furculițe, cuțite, se mișcau de la sine. Auzea cum mesenii mestecau bucatele și nu se mira deloc. Și se puse și el la masă să mănânce, după care se stinse lumina și băiatul căpătă o palmă zdravănă. Ia mai încercați încă o dată, spuse el, că eu vă dau înapoi. Și de îndată, când veni și cea de-a doua palmă, nu o mai așteptă cu brațele în sân, ci o dădu înapoi. Toată noaptea o ținură așa, dar odată cu venirea zorilor se liniști. În tot acest timp, morarul a dormit și nu a știut ce s-a întâmplat. Începând de atunci, domnește liniștea la moară. Băiatul cel curajos reușise să sperie stafiile, care plecară și nu se mai întoarseră niciodată, iar el rămase să-l ajute în continuare pe morar. Sâmbăta Splitușului. Era într-o sâmbătă seara și aproape niciunul dintre copii nu dormea. Spiritușul somnului, care trebuia să cânte cântecul de leagă, încă nu sosise. Atât de mult a întârziat că una dintre mămici se hotărâ să meargă până la el să vadă care era motivul acestei întârzieri. Iartă-mă, se scuză spiritușul, dar mâine, duminică, va fi sărbătoare mare și pentru ca în lume toate să fie rânduite, noi, spiritușii, trebuie să avem grijă de aceasta. Nici nu-ți poți închipui câtă treabă mai am de făcut în seara asta. Dar ce mai ai de făcut de nu poți să vii și să cânti cântecul acela de leagăn care adoarme toți copiii? Întrebă mămica mirată. Trebuie să urc în clopotniță și să acordez clopotele. Trebuie să merg pe câmp și să verific dacă vântul a scuturat bine de praf firele de iarbă și florile. Trebuie să verific dacă râul susură și e cristalin. Trebuie să verific dacă păsările și-au acordat toate glasul. Trebuie să verific dacă fluturi au culori pe aripi. Trebuie să verific dacă soarele se va arăta mâine. Trebuie să verific dacă norii sunt pufoși și albi. Trebuie să urc până sus pe cer să iau fiecare stea în parte și să o lustruiesc. Dar stelele, spuse mămica, sunt lipite de cer. Nu le poți lua și lustrui ca pe niște lămpi. Știi mai bine ca mine? Răspunse spiritușul jignit. Între timp, băiețelul a dormit, iar mama se gândi că nu are rost să se mai certe cu spiritușul, așa că nici până în zilele noastre nu se știe dacă stelele sunt lipite pe cer sau nu. Într-o zi, vulpoiul o văzu pe găinușa Puf Roșu, o numi așa pentru că toate penele ei erau roșii, și din acel moment îi se făcu poftă de friptură. Fugi acasă și o instrui pe nevasta lui. Ascultă, vulpo,
Să pui o oală cu apă la fiert, pentru că vom avea găină la cină. De unde găină? Că nu am prins nimic, răspunse vulpea. O voi prinde eu pe Puf Roșu. Apa să fie fiartă, pe când vin ca s-o ciupelim. Ne vei face din ea o friptură gustoasă. Crezi că poți să o prinzi? Voi fi rapid, îmi trebuie doar un sac. Vulpoiul se întoarse la Puf Roșu, pe care o prinse și o puse în sac, cu așa repeziciune, că nici nu mai a avut timp să strige după ajutor. Spre norocul ei, o porumbiță, prietena găinușei, văzut cele întâmplate. Se culcă de-a curmezișul cărării și se prefăcu că avea aripa ruptă. Vulpoiul cel lacom se bucură gândindu-se că va fi bună ca și aperitiv. Puse sacul jos ca să se poată mișca în voie, se aruncă spre porumbiță, dar aceasta cu măiestrie se ferea încercând să-l atragă din ce în ce mai departe, pentru ca Puf Roșu să poată scăpa din sac. Puf Roșu reuși să iasă din sac și puse o piatră în locul ei, după care o luă la fugă. Porumbița, văzând că prietena ei a scăpat, își luă zborul. Vulpoiul lua din nou sacul în spinare și îl duse acasă, pentru că era sigur că găinușa se află în el. Acasă răsturnă sacul în oală. Din cauza pietrei, sări apa fiartă din oală, opărindu-l pe vulpoiul cel hain. Astfel, cei doi vulpe și vulpoi rămaseră flămânți, iar găinușa Puf Roșu îi mulțumi porumbiței pentru că-i veni în ajutor și o scăpă de nenorocire.